Bună, bine ai revenit pe canalul meu! Astăzi am un unboxing Oriflame din catalogul actual și anume acesta cu numărul 11. Are și flyerul aferent, bineînțeles. Am primit comanda de curând. Vreau să îți arăt catalogul următor, catalogul numărul 12, care arată astfel, care va începe pe data de 17 august. Haideți să-ți arăt și spatele, unde este o ofertă la cremele de corp parfumate. Vine și cu flyerul său, bineînțeles. Bun, și acum produsele pe comandă. Am avut pe comandă acest spray parfumat pentru corp, care este un antiperspirant, de fapt, de la parfumul Eclat Homme. A fost 14 lei și am luat și eu unul să-l am în casă, pentru că ori îl voi revinde, ori îl voi face cadou, voi vedea. Mai departe, acest balsam de păr l-am luat pentru mine, este cu rodie și este de fapt pentru părul vopsit. Eu nu am părul vopsit, dar nu l-am mai folosit de foarte multă vreme, a fost scos din flyer, iar mie îmi place foarte mult acest balsam. Are 250 de mililitri, a costat 12 lei. În afară de ovăz, conține și ovăz în afară de rodie. Asta vreau să vă spun. Ce mai am aici? Mai sunt aceste creme de corp parfumate. O singură clientă a dorit aceste creme, cea de la Possess și cea de la Eclat Femme Weekend. Fiecare are câți mililitri? Să vedem. 250 de mililitri. Nu mai țin de cât a fost prețul, oricum a fost sub 20 de lei. Mai departe, am acest fond de ten pe comandă. A fost, cred că, 27-28 de lei. De la The One, Illu Skin Aqua Boost. Factor de protecție 20, iar nuanța este Ivory Neutral. Nu cred că se observă. Trebuie să îl dau clientei. Tot pe comandă am două spray-uri de picioare Fit Up, care au 250 de ml fiecare. Sunt spray-urile mele preferate. Ele conțin eucalipt, mentă, mentol. Sunt foarte, foarte bune, mai ales pe timp de vară. Eu le am tot timpul în casă. Cred că de la începutul verii până acum am consumat aproape două. Și am zis că dacă tot am comandă pentru ele și a fost fiecare la 20 de lei, ceea ce este un preț foarte, foarte bun, am mai luat 3. Ca să le am în casă, pentru că și eu le folosesc, poate mai am nevoie și de un cadou, voi vedea. Tot pe comandă, acest parfum bărbătesc, care a fost la oferta de Black Friday, la 75 de lei, Possess Man, 75 de mililitri. Este unul din parfumurile premium, de fapt, de la Oriflame, miroase foarte, foarte bine, de obicei vine la preț mai mare. Tot pentru mine am luat acest Possess Man spray antiperspirant. De fapt, este din aceeași, este de fapt spray-ul de la parfum. Și persoana care a comandat parfumul nu a vrut acest spray antiperspirant, l-a vrut pe celălalt de la Eclat Homme. Dar eu, mie îmi place mai mult acesta cu miroase și cu toate că și acela miroase foarte, foarte bine. Dar am zis să-l am în casă, are 150 de mililitri, v-am zis, a fost la 14 lei. Nu se știe când voi avea nevoie de el. De obicei se vând aceste spray-uri. A fost o ofertă cu aceste două parfumuri, de care am profitat și eu, la doar 60 de lei, fără reducere, setul din gama Women's Collection Innocent White Lilac, 50 de mililitri, adică parfumul cu liliac alb și parfumul Ascendant, se scrie, 75 de mililitri pentru bărbat. Dacă aveți o comandă de minim 200 de lei într-o anumită perioadă,
puteai comanda acest set cu doar 60 de lei, fără reducere. Fără reducere aplicată de partener de brand. Bun, și pentru faptul că în campaniile 9-10-11 am avut o comandă cumulată de minim 400 de lei, am putut lua la prețul de doar 25 de lei, da, știu, este un preț incredibil, acestea de la Giordani Gold, care conține un creion de ochi, nu-l voi desface, care este foarte bun. Mi se pare că acesta ar fi unul dintre cele mai bune creioane de ochi pe care le-am încercat vreodată. Apoi, acest rimel, tot de la Giordani Gold, cred că acesta, da, îl voi desface pe acesta, Incredible Length Potion Mascara, acesta este cel cu formulă îmbunătățită, cred că are ulei de jojoba, nu mai țin minte exact. Arată foarte luxos, nu l-am folosit, dar știu că l-am mai vândut cu, pardon, cu altă ocazie. Bine că nu mi-a scăpat. Și acest fond de ten din gama Longwear Mineral Foundation cu factor de protecție 15. Să văd dacă îl pot desface. Da, se poate desface. Este într-o nuanță puțin mai închisă, care se numește Natural Beige. Beige. Cred că nu este atât de închisă pe filmare. Nici în realitate foarte, foarte închis, dar pentru tenul meu, de exemplu, nu se potrivește, pentru că eu am tenul extrem de deschis, după cum se poate observa. Ce am mai primit în colet, în afară de factură, sunt aceste două mostre de parfum de la Giordani Gold, cele care se vor lansa. De fapt, sunt același parfumuri, am înțeles, doar că sunt rebranduite. Sticla lor este schimbată, va fi schimbată. Am auzit vorbindu-se despre faptul că ar cam fi și cu formulă îmbunătățită, adică ceva mai puternice, cu toate că ele oricum sunt puternice la miros, dar am înțeles că ar veni și mai puternice un pic. Nu știu, aceste două mostre au costat 30 de lei. Aceasta este cutia goală cu factura. Astăzi trebuie să dau și produsele și am zis hai să filmez repede videoclipul pentru acest unboxing. Sper să vă fi făcut o părere despre aceste produse. Vă recomand să le încercați, să le cumpărați atunci când sunt la ofertă. Sunt produse de calitate. Nu am întâlnit pe cineva care să spună că a avut vreo iritație sau vreun altfel de efect de la aceste produse. Ne vom revedea cât de curând și vă doresc o zi cât mai bună. Să aveți grijă de voi! La revedere!